Bun venit la lecția de biologie! Astăzi te voi însoți în tainele laboratorului de biologie. Vei putea vedea care sunt instrumentele de lucru utilizate atât în laboratorul de biologie, cât și pe teren, în cadrul excursiilor didactice, desfășurate împreună cu profesorul și colegii. Instrumentele de lucru utilizate pot fi clasificate astfel: vase și ustensile din sticlă, vase și ustensile din porțelan, materiale și ustensile de laborator, materiale utilizate pe teren. Iată o listă cu vasele din sticlă folosite în laboratorul de biologie și câteva dintre utilizările acestora. Câteva imagini cu aceste vase din sticlă pentru a le putea recunoaște mai ușor. Iată o listă cu alte materiale și ustensile folosite în cadrul orelor de laborator. Și câteva imagini cu acestea pentru o recunoaștere mai ușoară. În cadrul excursiilor didactice, există câteva materiale care vor ușura munca pe teren. Pentru o fixare mai bună a noțiunilor, îți propun următoarea temă. Imaginează-ți o ieșire în natură, în împrejurimile școlii tale. Alege împreună cu profesorul de biologie o temă de studiu în natură. Stabilește obiectivele și pregătește materiale necesare pentru o astfel de excursie didactică. Explică cum poți utiliza aceste materiale pe teren, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele excursiei didactice.